Hei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 20 Mobile. Suntem alături de Onel. Salut, băieți! Și dacă tot am făcut noi în trecut full echipa românilor și full echipa Liga 1, ne-am gândit ca de această dată să facem un hibrid între aceste ligi, în care să avem și jucători din Liga 1 și jucători români din afară. Dar mai multe despre asta și ce se va întâmpla în video ne va spune Onel acum. Da, o să facem cea mai puternică echipă care putem noi să o facem cu jucători din Liga 1, cu jucători români care joacă în străinătate. Dar înainte de asta vreau doar să-l arăt pe Bărbuș puțin, că data trecută eram surprins de cum arată la 66, între timp l-am upgradat și ce să mai... 131 accelerație, 131 sprint speed, e cel mai rapid card din joc la 90, de fapt în total, nu cred că o să... Mai are puțin și e maxim, practic la 140 maxim. Și la shoot e ok, pe mine m-a ajutat mult în campanii. Deci dacă aveți nevoie de ajutor, Bărbuț vă ajută cu siguranță în World Tour sau și la campania lui Zidane. Așa că o să avem niște șanse, poate o să avem o șansă bună astăzi să câștigăm. Înainte de asta zic să ne facem puțin echipa, că avem niște probleme, am vândut niște jucători din greșeală. Pe stânga, ca și fundaș stânga, nu prea trebuie să găsim pe cineva. În centru acolo cred că putem să-l băgăm pe Planić. În centru pe Planić, nu? Trebuie să mergem să-i luăm, dar înainte de asta putem să-i punem, că avem niște jucători, de exemplu pe Yannis Hagi de la campanii Master, Elite, dar nu contează. Arată 80. Super mișto. Arată da, super. E un car bun. Da, un car foarte bun, cu 91 pace, cu shoot, cu tot ce trebuie. Putem să-i upgradăm și boost-ul mai târziu, dar momentan nu prea avem coise. Și pe Răzvan Marin să-l băgăm, zic, în locul lui Uri sau în locul lui Djokovic, în locul cui, zici tu? Nu știu, Uri mie îmi place, dar și Djokovic îmi place. Djokovic îmi place că alargă foarte mult, Uri mi se pare destul de tehnic. Adică putem să punem și pe Mitriță aici la mijloc, în locul lui Djokovic. Ce părere ai? Da, n-ar fi rău nici Mitriță, că oricum urcă așa în bandă frumos. Da, pe stânga așa puțin. Mijloc. Chiar dacă nu o să ne ajute pe faza defensivă, dar pe faza ofensivă cu siguranță ne va ajuta. Să vedem cine știe, că are pace, poate cine știe. În locul lui Nuerel l-am băgat pe Omrani, are cardul ăla de Europa League. L-am vândut din greșeal pe Nuerel, dar putem să luăm înapoi dacă vrei. No, oricum, mie mi se pare destul de bun și cardul ăsta lui Omrani, 76. Chiar arată ok. Și hai să luăm atunci fundaș și nu mai trebuie pe stânga, pe centru și pe dreapta, cred că în locul lui Pleaș, parcă ar trebui altcineva, nu? Da, fundaș și trebuie să-i schimbăm. Hai să mergem atunci. Ce să punem? Să punem români sau să punem Liga 1 ca filtru? Poate să punem români, zic eu. Hai să punem români. Deși Planić nu e român, dar... Da, Planić nu, dar pe stânga și pe dreapta putem să punem jucătorul român, zic eu că mai avem. Asta hai să pune și un minim 66, că nu cred că avem. Avem câțiva. Bancu pe stânga, Gana, Mogoș. Mlade, cred că să fie Bancu. Uite și Belu Iordache, 67. Ia să vedem 70 dacă avem ceva. N-avem nimic. N-avem nimic. 69 cred că e cel mai mare, Bancu și Ganea, pe stânga. Da. Cred că putem să mergem cu Bancu, mie îmi place. Hai să pe Bancu, da. Hai să pe Bancu. Plus că joacă în Liga 1. Da, joacă și Liga 1, corect. Și acum, ca să, pe dreapta trebuie să scădem puțin. Rating. Acolo e încurcată treaba. Da. Cred că o să fie Manea, oare? Manea încă nu e. Avem Mladen. Da, încă nu e. Mățel, Mogoș. Cred că da, nu prea avem. Nu, cred că putem să ne luăm din afară, dar Benzar. Dar trebuie să apare și Benzar, da, nu știu de ce n-apare Benzar. Oare să aibă mai puțin Benzar? Cred să ai, n-ar trebui să. E ciudat. Pe dreapta oare? Da, cu asta. El, ăsta e postul lui de bază. Da, e român, nu, ar trebui să apară. Da. Romario, ia să vedem. N-apară, din păcate. Păi și atunci pe cine să mergem? Să mergem pe Beru Iordache, să mergem pe Mladen, Mogoș, nu știu. Nu știu. Sau putem să luăm și altă poziție la o, adică, nu știu, să-l punem pe Man. Putem să, știi, adică, gen, dacă, chiar nu știu, habar nu am, sincer.
Mogoș ăsta 68 nu e rău. Să încercăm cu Mogoș? Da, hai să încercăm. 84 pace, hai să luăm, să vedem ce știe. Hai să vedem ce știe. Mogoș. Bun. Dar nu știu ce echipă joacă. În serie B la Cremona sau ceva, nu știu. Ah, și fundaș central, am zis că ne mai trebuie. Și un plan nici n-ar trebui acum, nu? Trebuie să schimb filtrul ăla să nu mai pui român. Un repede, cred că găsesc și așa. Ia să vedem. Mi se pare că e de 70. Da. Bun. E și ieftin, 22.000, ok. Bun, pac, țac. Oh, ai curse de motoare pe acolo? Da. Ai curse de motoare. Bacu, Pac, Planici, în locul Tamaș, unde ești Planici? Asta e că nu e român Planici, ups. Oh, dar ce jucător e pe acolo? Da. Ești cam răcit, hă? Sunt, da, m-am luat puțin răceala și sunt puțin așa căbiat. Da, dar trebuie să ne revenim. Pe dreapta, asta e că trebuie să schimbăm. Cum am zis că îl cheamă Belu Iordache. Nu, Mogoș, Mogoș. Mogoș, scuze. Ah, uite-l. Ok, cam asta ar fi. Nici nu știu, să upgradăm ceva jucători? Păi, nu știu, pe cine ai putea să upgradezi? Păi pe toți putem să-i upgradăm. A, da? Da, dar na, în limita posibilității. Adică, nu știu, pe Coma, uite, de exemplu, în fața acolo e singurul silver, hai să-l facem puțin, să-l creștem. Nici nu știu cât să-l creștem. Până la cât... A, poți să-l duci mai mult, nu? Poți să-l duc până la 100 în mod, da. Oh. Dacă îl punem pe ăsta până la 80, e bine, îl facem direct. E bine, da. Pac, țac. Florinel. Opa! Ia să vedem cum arată la 80. Nu, nu eu. 94 circulație, 92 prin speed, finishing 80 la shoot. Da, ok. Da, nu e rău, să știi că nu e rău. Hai să lăsăm așa momentan. Da, da, eu zic că e ok. Și? Da, bărbuțul ăla de 90 e demențial. O să vezi că o să alergăm puțin cu el. O să hai să vedem ce face. Ar fi momentul să câștigăm și noi. Ar fi momentul, nu? Da. Adevărat, acum deja avem speranță. Avem o șansă. Ia să vedem. Echipa noastră este una decentă, dar el are... Wow. Mamă, ce echipă! Mamă, dar ce echipă, ce atac! Cred că e român, am văzut acolo ceva, Alex. E, da, da, mai sunt și... Da, nu știu, posibil să... Poate fi, da. Băieții sunt în formă și nu vor pierde, Hagi, Marin, Mitriță, hai să vedem. Și la Bărbuț cu viteza aia nu-l mai ia nici Marcelo, niciodată nu-l ia. Aaaa, asta este, nu-i nimic, trebuie să recuperăm. Ia să vedem, opa. Deși, nu cred că nici în... Are jucătorii aia în atac acolo foarte buni. Acolo poate să facă diferența cu șuturile. Opa, ce greșeală a făcut și acum Bărbu, să vede ce a face. Ai, ai, ai. A venit bine Marcelo, rău de tot. Bine, Pigliacelli, tati. A ieșit bine acolo. Da, chiar a ieșit. Știu că data trecută am avut o fază ceva de genul și n-a ieșit. Văd că acum a ieșit, asta e bine. Și acum dacă se duce Bărbuț? Se duce Bărbuț. Nu cred că îl mai prinde nimeni. Bărbuț! Da, bă, băiatule! Bine tu, Bărbuț! Oh, ce golață a lui Bărbuț! Bun, grea poziția! Grea poziția aia de gol! Cel puțin în FIFA, nu știu... Cu finesse aici, dar nu, e mai ușor aici cu finesse de acolo, dar oricum... E bine! Hai și haide să vedem dacă reușim să ținem de scorul ăsta, am început bine! Mitriță, uite, face faza defensivă, se ține acolo de are cine e ăla? Hai, Pigliacelli, ieși! Oh, oh. Ce noroc am avut! Ce noroc! Pigliacelli de data asta nu iese în 6 metri. Asta este. Momentul 32, avem 1-0 și avem atacul. Un 2-0 poate ar scoate din joc pe adversar. Bine, Hagi. Oh, cum a deposedat ușor. Hai să facem faza acestui atac. Mbappé. Bună deposedare cu noroc. Mingea rămâne, luai pe bune.
Cirino pentru vitezomanul Bărbuț. Oh, bun, bun, bun. Se ține Marcelo, încearcă, dar nu reușește. Hai, Bărbuț. Bună centrarea. Ah, greu, greu să dăm acolo. Și cred că se termină prima repriză sau îi mai lasă acum? Îi las. Am înțeles. Credeam că se termină. Bine, băi, Marine. Mogoș nu o comite. Ar trebui să fluiere. Ai, nu fluieră. Bine, Vinicius. Mă așteptam să fluiere. A fluierat după încă, cred că, 15 minute. Durează mult. Te lasă să joci mult. E bine pentru cel care e dezavantaj, pentru cel care conduce nu prea e ok. Cred că ți s-a întâmplat de multe ori să-i gândi 90 sau 45. Da. La cum lasă. Se întâmplă, dar s-a întâmplat să și dau, știi? Da. Dar știi cum e, când dai uiți repede, când iei. Da, asta este. O încearcă cu Petitul, Nikon. Dar Bărbuț e cel mai bun jucător din echipa asta. Bun, Omrani! Vine șutul! Ce-a scos-o Courtois, bună intervenție. Hai să ne dăm cu capul aici. Marin, centrează rău, Omrani, da, tati, da! Iată, băgat în locul lui Nioere, Omrani! Face ca scorul să fie 2-0, bine, Omrani, și bună centrarea lui Răzvan Marin. Da. Altceva bun. Cu echipa decât upgradat. Adevărat. Și adversarul să nu uităm, are niște jucători acolo, da, forță. S-a apărat slab. Da, n-a fost extraordinar. Bancu iese cu mingea? N-a ieșit? A, bă, da. Metru 60, o posesie ne poate aduce victoria. Acum să vedem totuși la cum s-a apărat puternic, să profităm de apărarea asta slabă și să mai dăm gol, dar să trecem de acest atac. Vinicius. Hai, Mogoș, nu-l lăsa, i-ai rupe picioarele, Mogoș. Nu, fără penalti? Am crezut că s-a pus penalti acolo, avem noroc. A dat prost. Avem noroc, Igliaceri, nu știu dacă mai putea să facă ceva în cazul în care mingea a pridat cadrul porții. Marek Hagi. Din nou Bărbuț, care are viteză plus față de toți ceilalți jucători, cred, din echipa asta. Poate cumva pe se luptă acolo. Bine, Bărbuț, Omrani! Of, Doamne, la 3-0 se închidea meciul. La 3-0 era gata, așa trebuie să rezistăm acestui contraatac. Încearcă cu Mbappé, să vedem. Vine cu șutul sau îl blocăm, nu blocăm Mbappé. Gol! Mamă, e gras. O să mai avem cel puțin un atac la dispoziție. Ah, aici, Omrani! Nu, no, sau Vinicius, nu Vinicius, nu Omrani, scuze, Vinicius. Care s-a apărat foarte, foarte bine, acum ratează. Și cum a spus acolo, se dătea gol și 3-0 se termina totul. Așa, uite că mai are șanse. Bun, Hagi. Nu pierdem balonul, ducem până în minutul 90. Bărbuț, Omrani. Bună pasă asta, Hagi, poate șuta, să vedem șutul lui Hagi pe lângă. Of, și trebuie să rezistăm acum, pentru că am văzut că lasă destul de mult. Trebuie să rezistăm aici. Dacă ai dat un minge... A, ce să sară Bărbuț la cap? Este, mă. Oh, bine, bă! Bine, n-am mai lăsat. N-am mai lăsat. Când să mai las? Bună victoria asta, chiar e bine. Românii, iată, reușesc să câștige hibridul ăsta de Liga I cu români. Bun, deci... Nu mai stăm. Sincer, la ce echipa avea... adversarul în prima fază părea foarte greu. Da, trebuia să câștige, da? S-au descurcat bine. Poate pe viitor o să-i upgradăm și mai mult. Să-i facem imbatabili? Da, poate cine știe, mai apar și alte carduri din Liga I sau de români prin... E posibil. Da, prieteni, cam atât cu acest episod. Dacă vă duceați pe lipsa aminte, să apăsați butonul de like, să dați un share și un subscribe, să bifați clopoțelul, eu am fost X-Breaker, el a fost un nume, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit până la final, data viitoare, toate cele bune, pa, pa! Salut!